Acuzații grave la adresa celor de la putere. Politologul Alina Mungiu Pipidi acuză că statul, începând de la președinte, a creat o clasă specială ascunsă sub numele de societate civilă, care acționează la comandă, adică apare exact atunci când puterea are nevoie de ea. Și în presă puterea și-a băgat oamenii ca să îi servească interesele, susține Alina Mungiu Pipidi. Statul din România, statul a subminat presa din greu prin infiltrările astea de servicii secrete și prin banii direcți pe care îi dă guvernul, prin care își cumpără sprijin, și tot statul și serviciile au subminat complet societatea civilă. De ce vocea ei nu contează, nu au auzit la televiziune? Dumneavoastră ați spus nu doar o lege. Răspunsul este că puterea și-a construit o pseudo-societate civilă, da? Da. Care de altfel apare numai când e nevoie de ea, altfel dispare complet. Toți aia din timpul rezistă au dispărut, fiindcă erau complet o invenție. Să Iașu vă salută, rezist Sibiu, rezist nu știu care, da? Aiurea, unde mai sunt azi? Alina Mungiu Pipidi arată că această pseudo-societate civilă răspunde prompt la comenzi și nu face nimic de capul ei. Deci ei nu făcuseră nimic înainte și n-au mai făcut nimic după aceea. Asta în sine este extraordinar de suspect, nu? Asta e ideea. Au fost scoși din cutie și băgați la loc în cutie. Sunt evident niște influenceri ascunși și care au scos în stradă niște oameni de bună intenție, știți? Corect, dar oamenii corect, de bună intenție corect. nu au față, nu au nume. Lumea s-a dus acasă după aia și a așteptat să apară o organizare și organizarea n-a mai apărut. Cei care au fost ascunși a fost coruptă imediat. Au rămas. Iar asta este extraordinar în Europa. Lumea trebuie să înțeleagă că este extraordinar. Nu există o a doua țară în care să ai pseudo-societate civilă fabricată de presă și de servicii secrete. Iar pe lângă această clasă creată pentru a servi interesele puterii, mai apar și răzbunările asupra celor care îndrăznesc să cerceteze sau să ancheteze fapte penale în care sunt angrenați oamenii de la putere, mai acuză politologul. Mie mi se pare că stau foarte prost la statul de drept. Și lumea trebuie să-și pună întrebarea la statul de drept și chiar la democrație zilele astea. Adică. Da? Deci, la statul de drept există probleme care nu se poate, am mai remarcat eu, da? Deci noi am avut primul președinte al Agenției Naționale de Integritate pe Horia Georgescu. Da. Horia Georgescu l-a anchetat pe Iohannis când era candidat la președinție, după care la 3 luni după ce Iohannis a câștigat, a fost arestat, trimis în judecată, ținut în arest preventiv o foarte lungă perioadă, nu pentru munca lui de la ANI, ci pentru ce făcuse la Agenția Națională de Restituire a Proprietăților, cu tot grupul de acolo, da? Bun. După ce această poveste, domnul Georgescu finalmente ajunge în judecată, după mult timp, se judecă toate procesele și la sfârșit ICCJ îl clarifică spunând că nu există fapta. Faptul că Agenția Anticorupției DNA îl arestează pe șeful celelalte agenții, ANI, după ce întâi îi dă informații, SRI-ul, să se ducă după Iohannis, să-l prevină pe Iohannis să ajungă președinte. Bun, chestia eșuează, îl trimit la închisoare și finalmente curtea spune că fapta nu există. Dacă ei pe total chestiunea asta, suntem ca Rusia, nu? Adică suntem un stat în care se poate întâmpla orice, absolut orice, oricui.